Hey, hey, fellow she mate. Long time no seen. Or whatever. Se pare că a trecut ceva vreme de când m-am produs artistic în fața voastră. Și am primit o ușoară admonestare în această dimineață, cum că nu mi-am respectat orele de program neafișate. Ca să fiu foarte sincer, unul din lucrurile care mă plictisesc pe mine cel mai tare în ce mă privește este să fiu previzibil. Și atunci tind să fac ceea ce oamenii nu se așteaptă și pentru că am fost așa prezent în ultima perioadă, am zis să-mi iau o pauză. Trebuie să recunosc că m-a și enervat la un moment dat o chestie, că m-a apucat să-mi comentez o emisiune, una din superbele emisiuni pe care le comentez periodic pentru amuzamentul meu, în primul rând. Și mă rog, am comentat emisiunea aia o dată pentru că a doua oară nu merita să o mai văd. Și a doua zi, când începea următorul episod, am fost mi s-a dat trezirea să-mi încep programul artistic, pentru că desigur începea emisiunea și eu de ce nu mișcam în front. Păi vreau să vă spun că mișc în front numai când vrea mușchiul meu. Asta odată. Și doi, cred că mi-am luat o ușoară panică, pentru că, da, sigur, poate pentru unii 5.000 de followers nu înseamnă mult, pentru mine înseamnă enorm, pentru că e un fel de exposure măcar eu nu chiar recunosc că nu chiar mă așteptam. Și doi, trebuie să diluiești cu așteptările fiecăruia sau celor care sunt cei mai activi și cu niște manifestări de prietenie la care nu că nu care îmi fac plăcere, dar recunosc că poate că nu eram nu sau nu sunt în continuare pregătit pentru asta, pentru că de exemplu am fost sunat într-o zi, am fost sunat de un faloș pe Instagram, cred că, mă rog, mie mi s-au părut 20 de ori. El a zis că de 7 ori și tot respingeam apelul pentru că efectiv nu înțelegeam de ce m-ar suna un complet necunoscut să-mi spună ce. Și la un moment dat i-am trimis mesaj, de ce mă sunt în greșeală, de ce m-ai suna? Și cred că s-a supărat. Acum, eu încurajez manifestările de prietenie, dar trebuie să iau în calcul că deși mă propun în fața voastră tovărășește să mă exprim așa, în realitatea environantă materială, noi nu ne cunoaștem și atunci există posibilitatea cum de altfel să altfel s-a întâmplat în fața blocului într-o seară, să rămân un pic blocat pe când mi se propune cineva în față care pare că mă cunoaște, dar pe care eu nu știu de unde să-l iau pentru că n-am cum. Că nu e o situație de reciprocitate faptul că tu mă știi cu faptul de a eu te cunoaște. Ne cunoaștem, sigur, dacă trebuie să ne cunoaștem, dar nu... Mă rog, la bază suntem doi necunoscuți. Eu, care sunt mai pe cameră, și voi, cei care urmăriți, aia trei, sau, mă rog, am zis că sunt 5.000. Sunt. No. Și... cred că am sucumbat ca să mă exprim așa, aceste presiuni social mediatice. Și atunci mi-am luat un recul. Trece. Dacă e să treacă, dacă nu, nicio problemă. Dar eu zic că trece. În această dimineață am fost admonestat, e mult spus. Îndrumat, poate.
să-mi reiau șirul de mega întrebări care să stârnească reacții. Și, mă rog, încercând să înțeleg la ce se referea, se pare că întrebarea mea despre îndrăgosteală v-a plăcut. Între timp, cred că am depășit subiectul, eu. Dar sunt în continuare interesat și vreau să vă mai spun o chestie, adică sunteți bineveniți oricând să îmi puneți ce întrebări vreți voi sau, mă rog, să propuneți orice fel de teme vă doriți să abordem, că le abordez eu și după aia le comentăm în mesaje și comentarii. Dar nu cred că am nevoie, știi, să vă pun o poză tâmpă cu mine și cu un pătrățel. Hey guys, bună! Ask me a question. Ask me whatever the fuck you want. If I want and can, I will reply. Gen. Dar mă rog, nu, dacă doriți să-mi vedeți mecla mai des, mă voi propune mai des cu câte un pătrățel dintre ăla, gen sondaj, pentru că așa voi colecta datele personale despre voi și le voi vinde marilor corporații care mă vor plăti spre îmbogățirea mie. Acestea fiind spuse, mi-am pus cercei noi, mi-am cumpărat niște cercei, pentru că ăilalți se oxidaseră și nu știu de ce, rămăsesem într-un film cu cruci, cu George Michael, de-astea. În fine, și că sunt regina reciclării, ăsta nici măcar nu e un cercel, ăsta e un pandant care nu era nici măcar pandant, era atârnat de un inel pe care l-am luat acum niște ani de la Ana Alexe și pe care era să-l pierd de vreo 4 ori și la un moment dat m-am enervat, l-am tăiat de pe inel și mi l-am pus la ureche și acolo a rămas. Apropo de cercei, dacă vă doriți o întrebare dobitoacă care nu interesează pe nimeni, vă întreb pe voi dacă să mai fac 3 găuri în urechi. Who gives a fuck? Asta zic și eu, în afară de mine, ce vă privește. Dar, apropo de cercei ăștia în cruce, plimbam câinele ieri sau alaltăieri și m-a acostat o habotnică, aș putea să-i spun, ca să fie elegant, spunându-mi că mai bine m-aș duce acasă să citesc Biblia. Sincer, nu sunt foarte mândru de reacția mea și de răspuns, dar dintr-o dată amărâta aia devenise vinovată pentru tot. Am încărcat-o cu toate frustrările adunate de-a lungul timpului, cu toate privirile lungi și întrebătoare și judgmental de pe stradă, cu toate nevoile tuturor de a mă obliga cumva să mă justific de ce e aia și nu aia, încât am răpufnit. No. Nu i-am zis mare lucru, am trimis-o spre origini, dar acea invitație spre originile ei avea această încărcătură de rău pământului. Nu știu, fiind duminică și postul pastorii, am zis să mă descarc de această energie. Mi-ar plăcea și poate, cred că aici suntem cu toții la fel, la un moment dat să ajung să fiu atât de relaxat cu cine sunt, încât n-am niciun fel de reacție la genul ăsta de intervenții asupra bulii mele existențiale. Pentru că, na, într-o bulă trăiesc. Bulă mă cheamă, bulă trăiesc. Și cred că asta e unul din motivele pentru care am inițiat acest, nu știu cum să zic, periplu social mediatic. Și nu numai. Ca să-mi... să reușesc să mă exprim cât mai aproape de cine cred că sunt sau cine sunt la momentul respectiv. De-aia m-am și dus prima oară, de exemplu, la, apropo de mine, nu întrebându-mă nimeni, la șef la cuțite, m-am dus și m-am propus acolo cât de nebun am putut fi la momentul respectiv, în ideea în care
să verific dacă există loc și pentru mine. Nu știu dacă am mai zis asta. Dacă am zis-o, își mă excuză dacă sunt repetitivă, se mai întâmplă, fă. No. Gen, acestea sunt gândurile mele din această dimineață de aprilie, într-o zi ploioasă în care n-am găsit un desen animat care să mă anime. Voi la ce vă uitați duminica dimineață? Că eu m-am uitat la RuPaul în lipsă de animații și trebuie să recunosc că îmi place foarte tare, apropo de RuPaul, partea asta creativă în care fetele alea se exprimă sub toate formele posibile și imposibile. Astăzi am văzut că se îmbrăca un crepă și cu frunze și scoarță, în fine. Ce nu m-a spart și asta am descoperit uitându-mă la acel Untucked e aspectul, și cred că e cumva general valabil când vine vorba de emisiuni sau da, activități care se bazează pe înfățișare, pe apariție, pe vestimentație, pe stil, modă, adică superficiale cumva. Și discuțiile sunt superficiale între ei și mizele și mizeriile. Wow. Bine, hai! Vă urez sănătate, o duminică simpatică și vă promit că voi posta când voi avea eu chef. Stay tuned! The Pupiki.